Stimați credincioși de pretutindeni, din diaspora americană, diaspora uh, europeană și din România, din Australia și din alte țări, unde credincioșii vor avea acces la acest mesaj. Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului și a anului nou, vă dorim binecuvântări, vă dorim fericire. Și vă dorim toate acestea în numele Domnului Isus Hristos și din partea Bisericii Elim din Chicago, de asemenea a Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Dragii noștri, trăim vremurile din urmă. Trăim vremurile din urmă și vremurile din urmă sunt grele. Sunt vremuri de apostazie, vremuri de confuzie, oamenii se depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu, și devin din ce în ce mai lipsiți de calitățile, până și cele naturale, ale umanității noastre. Aș dori salutul pe care odinioară Apostolul Ioan l-a avut pentru preubitul Gaiu să ni se potrivească și nouă. El îi spunea: Aș dori ca sănătatea ta fizică să fie la fel ca sănătatea ta spirituală, după cum sporești din punct de vedere spiritual așa să sporești și din punct de vedere fizic. Bineînțeles, pentru mulți poate această urare ar suna ca un blestem, dar există un remediu. În anul care urmează, dorința mea pentru mine, pentru familia mea, pentru biserica în care slujesc și pentru dumneavoastră toți este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și putem face lucrul acesta dând lui Dumnezeu în fiecare zi. O oră pentru citirea scripturilor și o oră pentru rugăciune. De asemenea, participând din ce în ce mai frecvent, mai des, la părtășiile bisericii, la părtășii frățești care să ne zidească din punct de vedere spiritual. Mulți vor spune, nu este prea mult, nu este utopic să propunem o viață de credință care înseamnă în Programul nostru zilnic, două ore, o oră de citire a scripturii, o oră de rugăciune. Dacă veți privi cu atenție felul în care ne petrecem timpul în fiecare zi, poate două ore și mai bine la un film, poate câteva ore la un joc sportiv, chiar timpul pe care îl petrecem vizionând știrile. Poate conversații care nu zidesc spiritual, poate preocupări care țin de distracție, care țin de divertisment, dar care nu hrănesc Sufletul. Cred că am putea face suficientă curățenie în calendarul nostru zilnic, în așa fel încât să-i dăm Sufletului nostru oportunitatea să se hrănească. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu o oră în fiecare zi. Să cercetăm scripturile o oră în fiecare zi. De ce o oră? Pentru că atunci când au fost ispitiți, ucenicii în grădina Ghețiman au fost provocați de Domnul Isus Hristos să se roage împreună cu El. Și când s-a întors și a găsit dormind, le-a spus, nici măcar un ceas n-ați putut să vegeați împreună cu mine. Și apoi, de ce să fi vegheat? Pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și le spunea Domnul Isus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Acum știm, scripturile și rugăciunea sunt parteneri. Și niciodată nu funcționează unul în detrimentul celuilalt. Suntem chemați să ne rugăm neîncetat. Suntem chemați să stăruim în citirea și în studierea scripturilor la timp și ne la timp. Or, dacă un ceas de rugăciune este esențial în a birui ispitele care se năpustesc asupra noastră în fiecare zi, și citirea scripturilor, un ceas pe zi, această combinație de forță în partea spirituală a existenței noastre ne va face să fim creștini biruitori. Chem toată frățietatea în anul 2024 să stăruim în rugăciune o oră pe zi, să cercetăm scripturile o oră pe zi și să fim cât mai des, cât mai frecvent prezenți la adunările bisericii. De asemenea, cât mai des să stăm în părtășia oamenilor duhovnicești, spiritual. Și în felul acesta, hrănind omul nostru duhovnicesc, să fim credincioși mai mult decât biruitori. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.